Haideți să vă arăt cum am pregătit această mâncare delicioasă la cuptor, într-un mod foarte ușor și sănătos. Rămâneți până la final pentru a vedea rețeta pas cu pas. Avem nevoie de 2 dovlecei, ai mei nu sunt perfecți și nu sunt de aceeași mărime, eu i-am adus de la grădină. Împreună cântăresc 500 de grame. Îi spălăm foarte bine, după care îi tăiem la ambele capete, iar apoi scoatem rondele groase de aproximativ 3-4 mm, exact așa cum puteți să apreciați și pe imagine. După ce am așezat dovleceii feliați într-un castron mai mare, peste ei adăugăm puțină sare, aproximativ un sfert de linguriță, de asemenea piper măcinat după gust. Adăugăm și puțină boia dulce pentru a da un gust cât mai bun dovleceilor. Adăugăm și două linguri de ulei, eu am folosit de măsline aromatizat cu cimbrișor, însă voi puteți să folosiți uleiul care îl aveți la îndemână. După care amestecăm rândelele de dovlecel foarte bine. La final eu am mai adăugat și puțin usturoi granulat pentru a-i da așa o aromă cât mai plăcută. Puteți să faceți și voi același lucru înainte de a amesteca dovlecei. Acum peste dovlecei adăugăm și jumătate de ceapă tocată în rondele pe care eu am ținut-o 10 minute în oțet. Așa va avea un gust foarte plăcut și va mai pierde și din iuțeala aceea pe care o conține. Avem nevoie și de un recipient apt pentru cuptor, eu am folosit un vasiena, unde vom adăuga dovleceii împreună cu ceapa. Îi așezăm foarte bine, în așa fel încât să nu rămână într-un strat foarte gros. Îi punem la cuptor la 220 de grade pentru aproximativ 15 minute, timp în care ne ocupăm să spargem 4 ouă într-un bol mai mare, peste care adăugăm sare și piper măcinat după gust, dacă vă place puteți să folosiți și puțin oregano pentru o aromă cât mai plăcută, după care vom bate ouăle foarte bine până când vor fi omogenizate. Apoi adăugăm 250 de grame de iaurt natural sau două pahare din acestea a câte 125 de grame fiecare. Batem cutelul atât cât să încorporăm și iaurtul împreună cu ouăle după care vom adăuga aproximativ 100 de grame de brânză feta răzuită. Puteți folosi aceeași cantitate de telemea, dar mai puțin sărată. Amestecăm bine cât să încorporăm și brânza. Iar după 15 minute scoatem dovleceii de la cuptor și peste ei adăugăm această compoziție pe care am pregătit-o. O distribuim foarte bine cu ajutorul unei spatule și facem în așa fel încât să intre foarte bine printre dovlecei iar apoi pe deasupra putem să adăugăm jumătăți de roșii șerii. Dacă nu le aveți, puteți să folosiți pur și simplu feliuțe de roșii mai mari. Presărăm puțin pătrunjel verde pe deasupra și punem mâncărica la cuptor pentru aproximativ 35-40 de minute sau până când este închegată foarte bine la interior. Iar după 35 de minute, dacă doriți să îi dați un aspect și mai plăcut, puteți să presărați foarte puțin cașcaval pe deasupra, în jur de 30 de grame și să mai introduceți mâncărica la cuptor pentru alte 5 minute pentru a se gratina foarte frumos. Așa arată mâncărica la final, după cum vedeți are un aspect foarte plăcut. Dacă doriți puteți să mai presărați încă puțin pătrunjel proaspăt pe deasupra. O lăsați să se răcească timp de 5-10 minute, după care o puteți servi. Dragilor, sper că v-a plăcut această rețetă. Dacă este așa, vă aștept să-mi spuneți și în comentarii. Nu uitați să o distribuiți și cu prietenii voștri și totodată să-i dați un like acestui videoclip. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem la următoarea rețetă. Numai bine tuturor!